Cel mai mare proiect pus la punct vreodată pentru dezvoltarea parcului Bukov este pe cale să devină realitate. Cu 2 milioane de euro ar urma să fie amenajată o pistă de karting profesionistă pe un teren de 3 hectare, teren de mini-golf, skating, paintball, zonă expozițională și un parc pentru sport extrem. Parc Aventura va fi exact în această zonă, deci în spatele toaletelor. Aici. Aici este casa memorială, aici sunt toaletele noastre și în spatele toaletelor, deci va fi Parc Aventura. Și ce presupune parcul ăsta, cam cum să arate așa? Cu cățări, cu frânghii, cu treceri la semi-înălțime. Proiectul este mare pentru reabilitarea parcului, zonei de agrement, cum îi spunem noi. Va cuprinde o zonă de paintball, de alpinariu, zone de relaxare, zone de fitness, amenajări florale, vom reamenaja teatru de vară, zone de șah. Însă proiectul atârnă de un fir de ață și asta pentru că administrația localității Bukov e în litigiu cu cea din Ploiești. Fiecare dorește ca parcul să intre în administrarea ei. Drept urmare, primăria Ploiești nu poate accesa fonduri europene sau guvernamentale pentru dezvoltarea zonei, iar banii care vor fi dați de municipalitatea ploieșteană vor fi pierduți dacă nu vor primi avizele de la vecinii de administrație. Noi mergem mai departe, sperăm să obținem finanțările. Bineînțeles că la un moment dat ne vom împiedica de autorizațiile de construire, dar sper că în scurt timp acest litigiu să se termine și să putem să demarăm toate lucrările la care avem studii de fezabilitate și care ni le-am propus să le facem. În caz contrar, dacă vorbim de cofinanțări, ați putea pierde bani? Da, e posibil să pierdem bani. E posibil să pierdem bani, dar noi ne facem datoria. Contactat pentru a oferi detalii despre problema de la parcul Bukov, viceprimarul localității Nicolae Nicolescu a refuzat să ofere orice fel de detalii, urmând a oferi un punct de vedere după pronunțarea instanței în acest caz. Până atunci, administrația parcului Bukov este decisă să realizeze un punct de atracție turistică de talie europeană.